ca în Italia. Oh, ce pasă bună aici pentru Scheim, e fault. E penalti, e penalti clar aici. Tudor Scheim obține lovitura de la 11 metri, cred că nu e niciun dubiu la această decizie și iată, poate începe practic această echipă de la această partidă de la 1-0. Fără să văd ce a decis acolo Sergiu Popa, mi s-a părut foarte clară această fază, iată preluarea aici, pune corpul, pune umărul, dar Tudor Scheim este incomodat și cred că e decizie corectă. Imprudența acolo a fundașului celor de la Pandurii, care oricum pierduse prin planul și iată șansă pentru Petrolul să înscrie deja al patrulea gol în această ediție de Liga Secund. Au trecut doar două minute. Arnautu este cel care va executa lovitura de pedeapsă. Arnautu execută și înscrie 1-0 pentru Petrolul. 2 minute și 16 secunde. Start perfect de partidă pentru ploieșteni. Marcator pe bandă rulantă în stagiunea precedentă în Liga a treia. Chiar dacă e nou promovată, Petrolul pare o echipă mult mai puternică decât majoritatea din această ligă secundă inedită, să spunem inedită, pentru că avem multe echipe de tradiție. Ce greșeală însă fac gorjenii. Cred că era mai indicat să fie lăsat acolo Scheim să șuteze.